Vrei să îți configurezi singur camera de supraveghere IP Wi-Fi rotativă? Urmărește acest video până la final și vei reuși. Caută aplicația IQSEE în Google Play sau în Apple Store. Eu folosesc un telefon cu sistemul de operare Android, așa că accesez Google Play și o caut aici. În această prezentare folosesc o cameră de supraveghere de la BabyToy. Aceasta este aplicația, sunt câteva detalii sub, apăs instalați, apoi aștept până se descarcă și se instalează. În acest moment am aplicația instalată pe telefon. Ies de aici, o voi accesa după ce pornesc camera de supraveghere. Introduc cardul microSD în slotul camerei de supraveghere. Eu folosesc un card microSD de 32 de GB cu viteza de transfer de 100 de MB pe secundă. Tu poți utiliza și un alt card mai mare, până la 128 de GB. Recomandarea mea este să folosești unul cu viteza de transfer cât mai mare. Conectez camera de supraveghere la o priză cu 230 V curent alternativ. System starting up, wait to be configured. Aceasta își face un test. Acum deschid aplicația instalată mai devreme, apăs accept. Permit accesul. Dacă nu am un cont, atunci trebuie să-mi fac. Apăs Sync App. Accept. Introduc o adresă de e-mail și apăs Next Step. Primesc un cod de verificare pe adresa introdusă. Îl introduc aici și apăs Next Step. După apăs pe semnul plus să adaug un device. Apoi pe Wi-Fi camera, apăs Next, încă o dată Next, introduc numele și parola de la Wi-Fi. Apăs Confirm. Încă o dată confirm. Next. Îmi generează un cod QR pe care trebuie să-l pun în fața camerei de supraveghere la o distanță de 20-30 cm. S-a conectat cu succes. Trebuie să-i setez o parolă. Apoi confirm. Îi aleg un nume de aici, din această listă, apoi apăs
salvare, apăs Next Step, apoi Done, apăs și pe semnul plus să-mi dispară fereastra. În acest moment, camera mea de supraveghere este conectată la aplicație. Apăs butonul Play, Cancel, deoarece nu vreau să stochez în cloud. Pentru a vorbi trebuie să țin apăsat pe microfon, de la PTZ rotez camera video din aplicație. În ce direcție vreau să o mut? De la Lighting pot seta sensibilitatea luminii, cum să fie, mai mică, la mijloc sau mai mare, timpul și modul. De la Intercom revin înapoi. Dacă apăs Playback și aleg Video, pot să văd filmările stocate pe cardul microSD în funcție de dată, de oră. Revin înapoi. Dacă apăs pe Snapshot, fac o fotografie pe care o pot share-ui sau salva. Ies din aplicație fără să mă deconectez. Fac un mic test al camerei înainte de a o fixa unde am nevoie. Aceasta a fost prezentarea mea. Sper că ai înțeles. Dă-i un like și dacă ești pentru prima dată pe acest canal, apasă iconița de abonare, să ai la dispoziție toate videotutorialele mele și să nu le pierzi pe cele noi. Mulțumesc pentru atenție!